Patrick. Favoritul acestor două săptămâni. Trebuie să nominalizezi fie o fată, fie un băiat. Spre o posibilă eliminare. Votul tău de favorit merge către... Votul meu merge către Bianca. Din păcate, din același criteriu, nu simt că rezonăm mai mult decât prieteni. Nu simt că ne-am potrivit. Din punct de vedere amoros. Așa că o voi nominaliza pe Bianca. Îmi pare rău, Bianca. Nu are de ce. Bianca, te așteptai? Da. Nu mă așteptam. Te deranjează? Absolut deloc. Te surprinde, te dezamăgește, te doare, nu te doare. Ce simți? Mă simt bine. Asta e important. Bine. Astăzi, din această gală, spre o posibilă eliminare, avem trei persoane nominalizate. Bianca, Daniela și Laurențiu. Două săptămâni. Au fost suficiente? Nu. Cu siguranță. Dar cum au fost astea două săptămâni? Frumoase. Interesante. Interesante. Pline de experiențe noi. Ce ai descoperit nou la tine? Sau ai descoperit ceva nou? Da, cum am spus, că, adică mi-am confirmat ceea ce bănuiam deja, că sunt o persoană foarte hotărâtă, asumată totodată și ambițioasă. Și cu încredere... Am încredere în mine. Daniela. Au fost două săptămâni foarte frumoase. Am descoperit unele laturi pe care nu le știam ale mele. Care? Că uneori sunt indecisă. Că dau impresia că sunt indecisă. Și chiar nu știam asta. Da. Și aștept să văd cine va pleca. Laurențiu? Da, eu nu am descoperit nimic nou la mine, doar am descoperit, da, păi știu cum sunt, știu ce fel de om sunt. Am descoperit alți oameni în viața mea, buni, frumoși și le urez succes aici, în această emisiune. Ai, nu știu, creat așa o prietenie mai aparte aici, cu vreun băiat? Pot spune chiar cu toți. Ce frumos! Da, da, toți sunt băieți speciali. Sper ca fetele acestea să-și dea seama de chestia asta, chiar dacă o să mai există clinciuri. În viață ne lovim de clinciuri, dar nu trebuie să ne dea înapoi. Trebuie să ne facă mai puternici și să vă lăsați să fiți descoperiți, chiar dacă nu am putut să fac chestia asta. Aoleu, Doamne, parcă zici că acum ne luăm la revedere de la tine. Să le trimit înapoi pe ele și să te trimit pe tine acasă? Nu, sau? Doamna Andreea, nu, păi nu. Mi-a spus păi, pare că ți-i la revedere, pare că deja okay. Tu știi, știi? Nu știu. Știu, adică doar eu știu. Știu, și știu. Colegii. Corect. Nu ai de unde să știi. Da, și atunci de ce insiști ca și cum ți-ai luat la revedere? Mă scuzați. Da, nu știu. Mi-a spus părerea acum, nu știu, m-ați întrebat. Ok. Fiți un pic mai încrezători în voi. Da. O să vă trimit la locurile voastre pe cei care aveți mai multe voturi decât cel mai puțin votat dintre voi. Într-o ordine aleatorie sau nu, merge înapoi la locul lui concurentul cu numele Vă mulțumesc.
posibil să plecați acasă. Regreți ceva, Daniela? Că nu am cunoscut toți băieții. Nu am avut timpul necesar. Pe cine ai fi vrut să cunoști? Că toți te-au votat. Mai vrei să-i mai cunoști? Încă oarecare măsură, da. Pe cine? Pe toți. Pe toți. Laurențiu, e posibil să pleci acasă? Da. Regreți ceva? Nu, mă bucură faptul că am ajuns până aici. Că am avut șansa să ajung aici. Știu că mulți își doresc, dar neagă. Mă bucur că am fost aici alături de dumneavoastră și de toată producția și de acești minunați colegi. Foarte frumos! Cel mai puțin votat dintre voi doi este Laurențiu. Daniela, mergi la loc. Mulțumesc frumos. A fost cel mai puțin votat concurent în aceste două săptămâni. Fetele te-au adus și ele în față. Nu este o problemă, doamna Andrei. Dacă ai avea o putere, ce-i schimba? Sincer? Da. Nimic. De ce? Doamna Andreea, toate sunt cu un scop în viață. Așa este. Dar poate... Dar voi uitați să visați indiferent de vârstă. Nu că nu visez, doamna Andreea. Indiferent de vârstă și indiferent de experiență. Nu e asta, doamna. A visa este primordial. Știu, doamna Andreea, dar... Dar dacă eu mi-atrag și zic de la bun început, de la primul vot, zic oricum plec acasă, parcă ți le atragi, nu? Pe toate. Nu știu dacă ați mai întâlnit oameni ca mine, doamna Andreea, dar eu sunt un om care, v-am spus, sunt foarte realist. Adică le pun și rău și bine la aceeași balanță. Adică nu pun rău mai în față decât binele sau binele mai în față decât rău. Ai dar ce să... spunea, mă scuzați că v-am întrerupt. Să visez mai mult? Da, doamna Andreea, o să încerc. Da? Vrei? Da. Vrei să te ajut? Vrei să înveți astăzi? Da. Hai să învățăm împreună. Eu știu deja, eu fac asta. Ok. Dar vreau să faci și tu. Ok. Da? Bine. Bun. Dragi concurenți, dragi telespectatori, pentru prima dată în Casa Iubirii, dragi telespectatori, pentru prima dată în Casa Iubirii, un concurent propus spre eliminare poate fi salvat. De nimeni altul decât favoritul telespectatorilor. Dar, bineînțeles că totul are un preț. Patrick, ești favoritul telespectatorilor. În această seară ai două opțiuni. Te rog să te ridici. Dragul. Dau de acum, nu stres. Poți să-l salvezi pe Laurențiu, dar da, să renunți la cec, la cei 5.000 de lei. Da. Sau poți să păstrezi cecul, păstrezi banii, 5.000 de lei și Laurențiu pleacă acasă. Gândește-te bine.
Vreau să simțiți puterea pe care o aveți. Este pentru prima dată când facem asta aici în Casa Iubirii, dar asta nu înseamnă că va fi ultima dată. Poate se va mai întâmpla ca pe viitor să-i cerem favoritului să renunțe la cec dacă vrea să salveze pe cineva. Sau nu. Așadar, Patrick, te-am lăsat să te gândești suficient. Alegi să-l salvezi pe Laurențiu și să renunți la cecul de favorit al telespectatorilor. Sau păstrezi cecul și ne luăm la revedere de la Laurențiu.